Bună dimineața din nou! Asta ca să ne aducem aminte din nou de copilăria frumoasă pe care am avut-o astăzi, Flavet și dragi telespectatori. Cartofi de ciocolată. Sigur că da, există multe rețete multe tipuri de a prepara această rețetă. Cred că fiecare are o rețetă proprie, astfel încât să-i aducă aminte de copilărie. În primul rând, avem nevoie de biscuiți. Biscuiți, dacă se poate, de bună calitate, de preferință biscuiți cu unt. Mai am nevoie de zahăr, evident, pentru că fără acesta nu se poate realiza niciun dulce. Două tipuri de ciocolată folosesc, amăruie și cu lapte, stafii de aurii, dar și niște curmale pe care Flavia urmează să le taie în cubulețe foarte, foarte mici, dar nu înainte să le desâmburească. Trage la mine cu coada ochiului, pentru că sunt convins că o să se placă și ei foarte mult desertul. Mai am și o dulceață de vișine, dar și untul care nu trebuie să lipsească. Evident, cacao. Pentru a însiropa biscuiții, dar nu înainte de a-i sfărâma nici prea mari, nici prea mici, îi sfărâmați cu ajutorul mâinii, astfel încât să se formeze bucățele, să se vadă totuși prin compoziție. În felul acesta avem și un efect marmorat. Adăugați peste biscuiții stafidele și curmalele separat, însă preparați un sirop pe bază de zahăr și cacao, iar ca și început, asta este foarte important, de a amesteca substanțele uscate între ele, adică cacao împreună cu zahărul, se amestecă foarte bine să nu se formeze cocoloașe, după care se adaugă laptele în această compoziție și se dă un clocot cu laptele. Siropul, după ce se dă jos de pe foc, se adaugă untul, apoi se lasă la temperat, se adaugă și ciocolata amăruie, se toarnă peste biscuiți și se lasă într-un repaus de 30 de minute, astfel încât să se hidrateze foarte bine, după care se modelează. În fiecare cartofior se adaugă o linguriță și nu mai mult din dulceață de vișine, astfel încât să am și un efect acrișor și ușor fructat. Apoi se modelează sub forma unui cartofior, se dau la rece. E foarte important să mai păstrăm din biscuiți, pentru că trebuie să-i transformăm într-un pesmet foarte, foarte fin, astfel încât să tăvălim fiecare cartofior prin acest pesmet. Este foarte important că atunci când îl savurăm să nu ne murdărim pe mâini. După care îl pudrăm cu zahăr, după ce stă o jumătate de oră la rece, îl pudrăm cu puțină cacao pe suprafață și, Flavia? Și mâncăm! Așa e! Am nevoie de mai multe bucăți, că am treaba astăzi. A, vrei să-ți pun la pachet? Uh-huh. Și cam câte bucăți ai avea nevoie? 4-5. Ok, îți dau 10, e bine? Mulțumim!